După mai multe ore de agonie, victima accidentului de la Tărtăria, căreia i-a fost amputat piciorul drept, a murit la spital. În ciuda eforturilor medicilor de la Spitalul Județean de Urgență de a îl salva, tânărul de 28 de ani a pierdut lupta cu moartea după 48 de ore de suferință. Șoferul autovehiculului implicat în accident riscă acum închisoare după ce polițiștii i-au schimbat încadrarea juridică de la vătămare corporală gravă la ucidere din culpă. Reamintim că șoferul de 32 de ani se afla sub influența băuturilor alcoolice.